continuare accentuare dominații otomane, influența elementelor greco levantine a crescut în politica, economia și biserica țării României și a Moldovei. Domnitorii celor două țări s-au înconjurat cu demnitari de origine greacă, care ocupau funcții importante în cele două state, strânind furia nobilimii locale. În Moldova, Vasile Lupul, și el cu origini balcanice, conduce o răscoală împotriva domnitorului Alexandru Iliaș și devine în cele din urmă domn cu ajutorul porții. În țara românească, boierul Matei conduce o răscoală în 1630 împotriva lui Leon Tomșa, care era grec, originar din Fanar, însă este învins și se retrage în Transilvania, de unde se întoarce cu ajutor militar oferit de principele Gheorghe Racoții. La întoarcerea în țară, o mare parte a boierilor și curtenilor trăie de partea sa, forțându-l pe Tomșa să fugă. Sultanul numește pe Radu Iliaș, domn al țării, dar acesta nu ajunge să ocupe tronul, fiind învins de Matei în bătălia de la Mănăstirea Tumbuita, în octombrie 1632. În urma negocierilor cu poarta, dar și a darurilor oferite sultanului, Matei devine domn sub numele de Matei Basarab. Treptat, imaginea lui Matei Basarab în fața porții se degradează, mai ales din cauza bunelor relații pe care acesta le avea cu Polonia și Transilvania, dar și din cauza presiunilor și intrigilor către sultanul Murad al IV-lea, făcute de Vasile Lupu și protectorul acestuia, vizirul Mohamed. Lupu dorea să-l înscăuneze pe fiul său Ioan pe tronul țării românești și, în 1637, la cererea sultanului, trece granița și înaintează spre Târgoviște în fruntea unei armate de circa 30.000 de oameni. Bătălia se dă la Râbna, unde armata moldoveană este învinsă de forțele unite ale țării românești și Transilvaniei, sub comanda lui Ioan Kemeny. Armata moldoveană intră din nou în Muntenia, în 1639, alături de unități de cavalerie tătară. Confruntarea s-a desfășurat la Ojogeni, pe râul Prahova, la vărsarea acestuia în Ialomița. Vasile Lupu a încercat să atragă armata moldoveană în timp deschis, pentru a facilita intrarea în lupta cavaleriei tătare și cele moldovene. Însă, în așteptarea bătăliei decisive, cavaleria tătară, dar și o parte mare a cavaleriei moldovene, s-au îndepărtat de tabără, șefuind gospodăriile muntene până pe cursul superior al Prahovei. Atacul lui Matei a survenit pe neașteptate și a surprins nepregătită tabăra rivală, lipsită de o mare parte a cavaleriei. Lupu este învins și se retrage Moldova, însă îl pierde pe fiul său Ioan în luptă și cea mai mare parte a averilor sale, pe care domnul Muntean, în semn de supunere față de sultan, le-a trimis la poartă. În aceste condiții, sultanul a decis reconfirmarea lui Matei Basarab în domnie. În tot acest timp, un nou pericol se contura în vecinătatea Moldovei. Alianța dintre tătari și cazacii zaporojeni, încheiată inițial împotriva Poloniei. Principele Transilvaniei, Gheorghe Racoții al II-lea, a încercat să folosească această nouă forță pentru a prelua tronul Poloniei, însă corespondența sa cu hatmanul cazac Bogdan Melinski a fost interceptată de Vasile Lupu, care o trimite polonilor. Domnitorul moldovean își face astfel noi dușmani care vor să-l înlăture de la tron. În septembrie 1650, hatmanul Bogdan Melinski organizează o invazie tătaro-cazac împotriva Moldovei. Iașul și numeroase sate și orașe sunt incendiate, iar Lupu se vede nevoit să promită ca fica sa, Roxandra, se va căsători cu Timuș, fiul hatmanului cazac, pecetuindu-se astfel o alianță între Moldova și cazaci. Gheorghe Racoții și-a văzut planurile pentru obținerea coroanei polone amenințate de Vasile Lupu, care urmărea încheierea unei coaliții între poloni, moldoveni și cazaci. Dacă până atunci Basarab dusese un război defensiv, domnul Muntean a înțeles că trebuie să pornească un război preventiv împotriva lui Vasile Lupu, temându-se de un atac al cazacilor și tătarilor. Pe de altă parte, Vasile Lupu plănuia să constituie o uniune dinastică a țărilor române, cu sprijinul generalului său. El urmărea să ajungă principele Transilvaniei, să-l înscăuneze la Iași pe Timuș, iar în țara românească să numească domn pe unul dintre frații săi. În același timp, boierii moldoveni devine mulțumiți de domnia autoritară a lui Vasile Lupu, de preponderența clientelei sale greco-levantine, printe demnitari, și de alianța sa cu cazacii zaporojeni. Astfel, marele logofăt Gheorghe Ștefan, aflat în conflict cu boierii greci, obține sprijinul Transilvaniei și a țării românești și ocupă Iașul la 3 aprilie 1653. Lupu cere ajutorul cazacilor și îl învinge pe Ștefan la Popicani, pe râul Jijia, după care hotărăște să folosească noua armată de care dispunea, pentru a declanșa o expediție de capturare a pretendentului la tron. Lupu avea la dispoziție circa 24.000 de soldați, dintre care 8.000 moldoveni, 12.000 de cazaci, 4.000 de tătari și undeva la 100 de mercenari germani. Detașamentul condus de Gheorghe Ștefan este interceptat lângă Tecuci, pe râul Brlad.
Ștefan este din nou nevoit să se retragă spre țara românească. În urmărirea acestia, trupele Kazaco moldovenești au ocupat și ars Focșaniul, ieșind la râul Milcov, unde au întâlnit un detașament muntenesc condus de Nicu Buiescu, însă reușesc să treacă râul și să continue urmărirea. Aflând de înfrângere, Matei Basarab a ordonat retragerea generală, însă ariergarda condusă de Nicu Buiescu este din nou interceptată de cavaleria moldoveană și învinsă pe râul Teleajăn. Ca urmare a înaintării lui Lupu tot mai adânc în teritoriul țării românești, Matei Basarab decide ca locul bătăliei decisive să fie în apropierea satului Finta, de lângă Târgoviște. Armata lui Basarab ocupă poziții defensive. În defileul format de ramificațiile dealurilor împădurite la nord și râul Ialomită la sud. Astfel, Lupu nu putea ataca decât frontal. Basarab conduce o armată de circa 30.000 de oameni, munteni și moldoveni loiali lui Gheorghe Ștefan, dar și unități de mercenari sârbi, polonezi și unguri. Basarab și-a așezat cavaleria ușoară în dreapta. În centru a pus cavaleria moldavă condusă de Gheorghe Ștefan, pe destrimea cu arme de foc, seimenii sârbi și artileria, iar în stânga se aflau mercenarii polonezi și unguri. Lupu și-a așezat cavaleria moldavă și mercenarii germani în stânga, în centru, pe destrimea cazacă și la dreapta se afla Timuș cu cavaleria cazacă-tătară. Moldovenii au avansat primii și au silit corpul de cavalerie ușoară să se retragă până la corturi. Dacă cazacii ar fi atacat și ei, bătălia ar fi putut câștigată ușor de Vasile Lupu. Însă Timuș, un om tânăr și fără experiență, încurajat și de victoriile de până atunci, a refuzat să atace odată cu moldovenii, dorindu-și probabil să dea lovitură decisivă. Eroare care i-a ușurat sarcina lui Matei Basarab, care a trimis în ajutorul cavaleriei ușoare seimenii cu arme de foc, care au restabilit situația. Vasile Lupu îi cere ajutorul lui Timuș, care într-un final își trimite pe destrime la atac în centru. Încleștarea este teribilă, însă chiar dacă este rănit cu armă de foc, Basarab continuă să fie în prima linie, ridicând moralul trupelor. Intervenția cavalerii polone pe partea stângă i-a făcut pe cazaci să retragă. Spre seară, când soarta bătăliei nu fusese încă decisă, o ploaie puternică a udat praful de pușcă al cazacilor, făcându-le inutilizabile armele de foc. Basarab decide să atace frontal cu tot efectivul, încurajat de faptul că o parte armatei moldovene trece de partea lui Gheorghe Ștefan. Timuș și Vasile Lupu, considerând cauza pierdută, fug în Moldova. Pierderile coaliției moldo-cazace sunt mari. 4.000 de morți și 7.000 de cazaci luați prizonieri, dintre care o mare parte vor fi vânduți în sclavie sau executați. După finta, Gheorghe Ștefan lansează contraatacul și obține două victorii, la Valea Seacă, lângă Bacău, și la Sârca, lângă Târgu Frumos, unde cavaleria moldoveană refuză lupta, Vasile Lupu fiind nevoit să fugă din țară, în timp ce Timuș se retrage în Suceava. Tătarii aflați cu Timuș au propus să părăsească cetatea înainte ca aceasta să fie asediată, însă Timuș a refuzat și a ucis un murza, adică lider tătar, ceea ce a dus la retragerea acestora. Cu Timuș au rămas doar 300 de tătari, 1500 de moldoveni și circa 4500 de cazaci. În plus, cetatea avea circa 70 de tunuri. Până când cetatea nu a fost complet blocată, Timuș a făcut ieșiri bruște, prădând pământurile și perturbând inamicul. Nu întotdeauna însă aceste atacuri s-au încheiat cu un rezultat pozitiv. Astfel, în timpul unui atac, un detașament cazac a fost anihilat în totalitate. Armata aliaților în prima lună de asediu număra doar 3-4 mii de infanterii și cavaleri, însă apoi a venit un detașament condus de Heinrich Denhoff, cu 1.000 de dragoni polonezi, 600 de mercenari germani, 4 tunuri și un tun mare de asediu. De asemenea a venit și Gheorghe Racoții, cu 4.000 de secui și 6.000 de unguri și un detașament din țara românească format din 400 de seimeni. Odată ce impactul blocadei a devenit vizibil, în sensul că praful de pușcă, rana și apa se terminau, Timuș a încercat să iasă de sub asediu. Acesta a format un grup de atac, numărând circa 5.000 de ostași și au atacat pozițiile transilvanenilor. Moldo-cazaci a reușit să rupă rândurile și chiar să acapareze câteva tunuri, însă contraatacul aliaților le-a respins înaintarea mai departe. Escapada cazacilor i-a inspirat pe comandanții aliaților să pună în acțiune asaltul general asupra cetății. Pe 12 septembrie, în timpul asaltului, Timuș este rănit în șold, iar peste 3 zile moare de cangrenă. Cele din urmă,
asaltul, cu mari pierderi de ambele părți, nu a reușit și s-a încercat un armistițiu. Comandantul cetății a jurat că nici el, nici cazacii nu vor mai lupta vreodată împotriva domnitorilor Moldovei, Țării Românești și Transilvaniei, vor ceda trezoreria lui Lupu, iar pământurile boierilor loiali lui Timuș vor fi cedate mercenarilor germani. Comandamentul moldo-căzăcesc nu a fost de acord cu condițiile negocierii, declanșându-se din nou bombardarea cetății. Pe 8 octombrie, negocierile au fost reluate, iar pe 9 s-a semnat armistițiu.